Ești acum întins la sol. Relaxat. Destins. Respirația curge ușor, liniștit. Calmul se instalează gradat în tine. Pe măsură ce respirația se liniștește, activitatea mentală se încetinește de asemenea. Ochii ți se îngreunează. Și acum, mintea ta lasă loc fanteziei sublime, pozitive, binefăcătoare. Lăsăm loc lumii miraculoase a imaginației să se deschidă în fața ochilor. Atenția îți este acum atrasă de clinchetul melodios al unei baghete magice. Sosește pentru tine chiar acum zâna stelelor. Mișcarea diafană a mâinii ei este urmată de o dâră intens luminoasă, a idoma unei constelații de steluțe alb strălucitoare, minuscule și pure. Ele îți exaltă la maxim privire și îți câștigă în totalitate încrederea. Zâna stelelor te invită apoi să te așezi pe trena cea lungă a mantiei superbe pe care o poartă, mișcându-și aripile ei grațioase. După ce ți-ai luat locul pe această trenă, zâna stelelor se înalță lin cu tine. Și acum, iată-vă prin văzduh, la drum, prin galaxie. Ca să uiți complet pământul pentru un timp, zâna stelelor a țesut un văl negru, imens, prin care nu poate pătrunde decât tainica lumină stelară. Bolta celestă se etalează atunci pentru tine în toată splendoarea ei, lăsând să scânteieze din plin toate bijuteriile ei sublime. Precum și voalurile care sunt bătute în aur și în diamant. Toată această viziune, tot ceea ce se desfășoară atunci în fața ochilor tăi uimiți, este de o măreție neasemuită.
timpul parcă nu mai există. Iar toate limitele au dispărut. Acolo, această somptuozitate regală este toată învăluită de o liniște tainică și grandioasă. Uitându-te în acest infinit, o stea aparte printre toate celelalte pâlpâie atunci într-un mod special, ca și cum ți-ar face în mod șegal cu ochiul. Ai simțit privind-o că aceea este o stea foarte specială, care totodată este și foarte, foarte strălucitoare. Vie, iradiind o extraordinar de puternică energie benefică de pace, de dragoste, de puritate, de fericire. Copleșit de acest tainic limbaj, limbajul misterios al acestei stele, tu îți îndrepți atunci, admirativ și surprins, atenția asupra ei, și fiind ajutat de acea zână, afli în cele din urmă că această stea minunată este în realitate steaua ta. Steaua ta cea norocoasă. Te bucuri că intuiția ta s-a confirmat. Privind-o, te lași impregnat din plin cu energiile ei binefăcătoare, tainice, și te abandonezi complet chemării divine a acestei stări sublime. Lași liniștea acestui spațiu sideral să-ți cuprindă în totalitate mintea și sufletul. Te lași fascinat în totalitate de această extraordinară energie binevoitoare, dar totodată tăcută și mângâietoare. Zâna stelelor își îndreaptă apoi bagheta ei magică drept în față, către această stea super strălucitoare care îți clipește în continuare șegalnic. Apoi, ea începe să bată ceva mai repede din aripi pentru ca să te ducă chiar pe acea stea, cu mult înainte de ivirea zorilor, înainte ca visele mirifice să se risipească. Atunci, luna veghează ca aterizarea pe această minunată stea să se facă foarte lin. O poartă uriașă, alcătuită din cercuri vii, luminoase și concentrice, care sunt mereu în mișcare,
a idoma unor cercuri pe apă, vă anunță sosirea. Un gest ușor cu bagheta magică în centrul porții și iată-vă acum, pătrunzând în inima tainică a stelei. Printr-un fenomen enigmatic, încă necunoscut pe pământ, acolo, toate dorințele binefăcătoare îți apar imediat în față. Asemenea unor jucării formidabile care îți sunt la îndemână. Te minunezi că acolo, pe steaua ta, totul se concretizează ca prin farmec și se realizează fulgerător. Simți că faci parte din trupul acestei stele. Simți acum că ești renăscut de influența miraculoasă a acestei stele. Este steaua ta norocoasă. Simți că această stea îți oferă drept cadou de bun venit puterea formidabilă de a-ți transforma visele, toate dorințele tale benefice în împlinire. Desigur, ca un copil minune, ce acolo te găsești, tu vrei să-ți păstrezi anumite dorințe benefice doar în starea de dorință, pentru a permite astfel imaginației să înfrumusețeze realitatea cu multe culori paradisiace și podoabe. Iată deci că dorințele benefice pe care vrei să le vezi realizându-se astăzi, mai întâi le vizualizezi și apoi le actualizezi fulgerător în planul concret. După ce te bucuri de toate imaginile dorințelor tale benefice împlinite, pleci apoi din nou la drum pentru a reveni pe pământ cu brațele încărcate de uluitoare cadouri, de promisiuni ce se vor împlini și de talismane divine care știi că sunt aducătoare de mult noroc. Te bucuri de secretul pe care l-ai aflat pe steaua ta norocoasă. Ai aflat că de acum, pentru tine, totul este cu putință. Toate aceste binecuvântări nu așteptau în fond decât ca tu să te deschizi complet față de ele. Ele nu așteptau în fond decât să apară o breșă prin care după aceea să se poată strecura imediat în ființa ta. Toate comorile, toate dorințele, toate împlinirile.
pentru a-și proteja secretele nopții. La întoarcere, zâna stelelor îți oferă apoi o lungă rază de lumină alb strălucitoare, pe care încet tu aluneci, revenind rapid în aura pământului, fără știrea zorilor ce tocmai vor să apară. Și apoi, tu te grăbești să-ți ascunzi de cei nepregătiți toate comorile primite în cutele albe ale cearșafurilor tale. La trezire, o odihnă profundă și binefăcătoare îți inspiră ideile potrivite, care după aceea îți transformă multe dintre eforturile tale în succese, în realizări și în împliniri. De acum tu știi că nu te mai poți îndoi vreodată de complicitatea plină de iubire a zeilor, a tuturor spiritelor celeste. Acum, tu știi foarte sigur că ești mereu protejat, călăuzit și inspirat de steaua ta norocoasă. Tocmai de aceea, tu trebuie să crezi întotdeauna în steaua ta norocoasă. Începând de astăzi, tu îți vei aminti mereu că undeva, în infinitul macrocosmic, o stea tainică scânteiază în eternitate pentru tine. Amintește-ți, deci, că această stea norocoasă veghează fără încetare asupra dorințelor tale binefăcătoare. Ea nu așteaptă decât ca tu să te deschizi complet față de ea, pentru ca ea să-ți lumineze și să-ți susțină cu multă putere toate hotărârile bune pe care le iei în viață. Ea îți inspiră, în mod înțelept, toate alegerile. Ea îți iluminează tainic drumul pe care pășești. Așadar, seara, atunci când firmamentul își va îmbrăca fascinantul său văl albastru, întinde-te plin de transfigurare pe pământ . Relaxează-te și apoi lasă-te din plin impregnat de atmosfera cea mistică ce te învăluie atunci într-o sublimă tăcere. Mai ales atunci, razele enigmatice ale stelei tale norocoase te vor îmbăia, te vor scălda în lumina lor. Și în felul acesta, tu vei conștientiza din ce în ce mai mult importanța faptului de a fi un om inițiat.
o ființă protejată și inspirată. De spiritul stelei tale norocoase. Astfel, sufletul tău trezit o să ți se lumineze fiind astfel profund transformat și reîncărcat cu o misterioasă energie divină. Vei ști de acum că dorințele tale benefice, chiar și cele mai secrete, cele care se armonizează pe deplin cu veritabila ta menire, îți vor fi totodată o sursă nebănuită de inspirație și te vor călăuzi în evoluția ta spirituală. Încet, încet revii. În această sublimă călătorie a sufletului și minții tale în spațiile celeste, și îi mulțumești lui Dumnezeu Tatăl pentru acest moment binecuvântat pe care El ți l-a acordat. Respiră pacea și calmul Lui care te învăluie, ai doma unei minunate aure de sfințenie. Trupul, sufletul și mintea s-au odihnit profund în pacea lui Dumnezeu. S-a instalat acum în tine o mare încredere în atotputernicia lui Dumnezeu. Respire acum ușor de câteva ori, mișcând ușor brațele și picioarele. Și înainte de a-ți relua activitatea, nu uita ce ți-a spus steaua ta norocoasă. Când tu te vei uita uneori foarte atent la cer, noaptea, pentru că eu voi locui într-una dintre stele, pentru că eu voi râde într-una dintre stele, atunci pentru tine va fi ca și cum a râde în hohote toate stelele. Pentru tine. Acestea ți le-a spus ție, steaua ta, ca și micului prinț.